Am revenit din scurta pauză de publicitate. Nu vreau să începem niciun fel de discuție înainte de a-i ura un călduros la mulți ani domnului profesor Leonidan Tohi, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Să dea bunul Dumnezeu, domnule profesor, să aveți mulți ani de aici încolo, fericit, sănătos și plin de împlinit. Iar acum putem să intrăm în subiectul anului următor. Da. Nu am vrut să uit. Vreau să-i transmit și eu la mulți ani domnului profesor. Mi-a fost antrenor în 88-89, aici la Politehnica. Am un mare respect pentru el și să-i dea Dumnezeu sănătate, să ne mai dea sfaturi și de acum încolo mulți ani. Așa să fie și să fie cât se poate de în formă, așa cum a fost și până acum, și de cu sufletul mare și cu inima deschisă pentru tot ce înseamnă sport în Iași. Da. Vorbim despre ceea ce înseamnă sport în anul 2017. Ne așteaptă un nou an, noi provocări, echipe multe, cum spuneați și în partea anterioară, nevoi la fel de multe. Da, tragem cortina peste anul calendaristic. Primăria, prin Fundația Sportului Ieșean, finanțează echipele pe an calendaristic. Chiar dacă ele își desfășoară campionatele pe an competițional. Încep în toamnă și termin în iunie, iulie, cam acolo se termină, se încheie un an competițional. Noi vom analiza foarte bine ceea ce s-a făcut anul acesta, lucrurile bune, lucrurile mai puțin bune. Vom încerca să eliminăm ce am făcut greșit. Încercăm să dăm o transparență mult mai mare sportului și să facem niște criterii de finanțare, să facem niște proiecte financiare, să rebranduim un pic sportul în Iași. E adevărat, toată lumea solicită, Fundație Sportul Ecean solicită finanțare. Da. O să solicităm și noi, la rândul nostru, exact ce proiectul, cu un proiect de buget, ce nevoi sunt la fiecare club pe parcursul anului 2017, care vor fi performanțele și vom finanța și noi în funcție de etape, în funcție de performanță. Așa mi se pare corect și așa să facem toată lumea asta. Deci nu poți să finanțez non-performanța. Da, deci nu poți, logic. Mai ales că sunt din bani publici, nu poți ce să faci. În momentul în care nu ai performanțe, te duci mai în spate. Ești în top și ești cu performanțe, să poți să mândrească ieșenii cu... Vei primi finanțare. Așa este normal. Vom încerca anul care urmează să procedăm de felul acesta. Sper să reușim. Am spus și la începutul emisiunii, o mai repet o dată, procentul de finanțare alocat sportului este unul foarte mic. Foarte mic și de aici apar toate nemulțumirile, că Politehnica nu-și primesc banii, că CS Politehnica, rugby nu-și primesc banii, că handball nu-și primesc banii, că basket nu-și primesc banii, că fotbalul feminin nu-și primesc banii și multe alte secții și sporturi și știți cum e, de la unde nu este, acolo apare problema. În ceea ce privește infrastructura, se mai fac terenuri de sport, se mai construiesc săli polivalente, se mai da. Fac arene, se mai întâmplă ceva? Promisiunile sunt mari, știți cum e,
ales anul ăsta a fost unul destul de încărcat de promisiuni. De promisiuni. Din ce știu eu, promisiunea este cu un centru, un complex sportiv pe Moara de Foc, lângă Spitalul Regional. Dacă vom găsi și vom reuși să accesăm fonduri, pentru că primăria va fi greu să susțină toată investiția, nu știu, până atunci vor rămâne sălile care sunt. Este Polivalenta, este LPS-ul, până nu vom face complexul ăla, astea sunt. Există un plan, măcar schițat așa, estimativ, cam cât ar putea dura construcția acestui centru? Sau de când ar trebui să înceapă? Sau... Ar fi trebuit să înceapă. Că, vedeți, și cu Spitalul Regional, câte discuții și câte dezbateri și unde îl facem și unde îl ducem, tot disputele lor au întârziat această punere în practică. Și din păcate alții suferă. Unii se ceartă și alții suferă. Suferă, așa este. Na. N-avem ce discuta. Vedem că zona asta Moldovei e uitat așa, privind, investițiile în infrastructură. Vedem că se construiesc pe la Târgu Jiu, pe la Craiova, pe la Timișoara, la Cluj au fost făcute investițiile. Mai recent acum pe la Oradea. Nu știu. Și mereu intervine aceeași întrebare care la un moment dat pare devine chiar stupidă. De ce în altă parte se poate? De ce aici nu? Și aici nu reprezintă neapărat Iași. Aici reprezintă mai multe orașe. Da, pentru că vedem la Piatra Neamț deja stadionul e aproape dărâmat. Da, un stadion care era omologat UEFA și care găzduia competițiile din zonă în ceea ce privește cupele europene. La Vaslui nu mai vorbim, nu mai există nimic, s-a ales nimic, praful. Doar handbalul ce mai merge pe la ei pe acolo, handbalul masculin. La Botoșani, de asemenea, există, să spunem, un stadion care e cât de cât renovat. Cât de cât, da, dar nu la standarde, să poți disputa jocuri internaționale de nivel foarte ridicat. Încă o dată, vedeți, deci oamenii au ținut implicarea lor, oameni puternici în localitățile respective, au dorit să-și facă stadion, au făcut. Au fost foarte puternici. La noi, nu știu. Probabil că trebuie să mai așteptăm. Oricum, o rază de speranță se întrezărește. Rugby-ul masculin a ajuns la un nivel mult mai ridicat decât... Sau, mă rog, a ajuns, haideți să spunem, acolo unde este locul față de anii precedenți. S-a creat un centru de excelență pentru handbal. S-a creat iarăși un... Sau, mă rog, se încearcă să se creeze ceva pe gimnastică. Adică tot se mai încearcă pe aici, pe acolo. Mai există câte un zvâc. Da. Sunt intenții, dar toate pleacă de la financiar. Nu poți să faci absolut nimic dacă nu poți să susții financiar. Ca să începi un lucru, să spui că facem și îl începi și după aia te potignești că vezi că nu mai poți să-l mai finanțezi, iar nu e bine. Da, pentru că, practic, ar fi niște speranțe deșarte, aruncate așa în van, iar oamenilor parcă le-ar face și mai rău să știe că la un moment dat a existat ideea și nu s-a pus în practică, decât să spună, domnule, nu se poate, din start, știm, ne-am obișnuit cu ideea. Da, lui Biu, noi avem tradiții la Iași. Am avut echipe de-a lungul anilor foarte bune și cu sportivi de mare calitate. Toți care au plecat
din Iași, s-au dus la națională, s-au dus în afara țării, prin Franța. Vedeți că sunt mulți de la, și chiar în țară aici, avem sportivi de la Iași care joacă la Baia Mare, care joacă la Timișoara, joacă unde au o situație financiară mai bună, pentru că trebuie să înțelegem și să... Sportivul nu trebuie acuzat că de ce câștigă așa de mult. Dar nici măcar nu câștigă la rugby, dacă ne gândim. Da, să spunem că la rugby nu câștigă. Dar de ce câștigă așa de mult? Pentru că ei au o perioadă foarte scurtă când sunt în formă, când le permite vârsta să poată să practice sportul respectiv. Și dacă în perioada aia nu poți să-ți rezolvi problemele și celelalte probleme sociale și ce familiare și să-ți asiguri o casă, să-ți asiguri o mașină, un trai decent, să spunem. Că nimeni nu se îmbogățește din sport. Ei, mai sunt cazuri la Messi, Ronaldo. Da, vorbim de altă dimensiune acolo. Da, ați văzut că și acolo... Fac evaziune fiscală acolo, da. Cât de mulți bani au și tot ar vrea să aibă și mai mulți. Dar nu cred că putem noi să ne băgăm în... Nu, acolo, acolo nu. E prea mare nivelul ca să coborăm mai la noi, în care sportivii au 10-15 ani, spunem 20 de ani, în care poate să-și rezolve problemele lui personale. Și de asta trebuie să plătiți bine în perioada asta, să găsim soluții și finanțare pentru ei. În Iașiu nu văd altă soluție decât creșterea procentului privind bugetul local. Îmi spunea acum vreo două ediții în urmă, invitat fiind aici la noi în platou, portarul Branko Grahovac, faptul că a citit undeva, într-un ziar, încă nu mi-a dat ziarul, îmi pare rău, dar nu mi l-a dat, probabil când se întoarce din vacanță, faptul că sunt în jur de 50 de oameni de afaceri care au o avere de sute de mii de milioane de miliarde de euro în Iași. Și zicea el pe atunci, dom'le, nu găsim unul să vrea să investească în fotbal. Eu am promis că voi lua lista aia cap-coadă și voi suna pe fiecare în parte să vedem care e iubitor de fotbal. Credeți că ar fi o variantă în momentul de față găsirea unui investitor în ceea ce privește, de exemplu, clubul de fotbal? Și faptul că să fie altfel situația pusă. Primăria, de exemplu, să asigure partea de infrastructură, să spunem, uh-huh, și investitorul să vină cu banii pentru bugetul, restul bugetului, salarii, cantonamente, deplasări, nu ar fi o variantă mai ok? Da, spuneți la nivel național, câte echipe... Foarte puține, vă spun sincer, da, foarte puține. Și haideți să le vedem care sunt alea. Păi e Steaua, Veșnica, da. Steaua. Steaua, da, și altele. Este Viitorul Constanța. Da, care e privat, e ok. Astra Giurgiu. Da. Așa, ar mai fi, să zicem, un... De asta Astra Giurgiu plâng toată ziua că nu au bani, că nu au... Bine, da. Acolo e cu totul altă situație. Acolo sunt problemele de altă natură. Da, da, corect. Deci le-am luat, sunt trei pe DGD. Așa, da, cred că mor mai fi vreo două, dar îmi scapă mie acum. Mai e, nu, Concordia e de la primărie. Da. Totul e de la... Voluntariul e al Lupandele. Da. Da, deci nu prea sunt, într-adevăr. Nu prea sunt. Nu le convine... Pentru că între 5 și 20% din profit... Mai e FC Botoșani, care are investitori. Da, acolo e un fel de două feluri, da. E o combinație destul de mare acolo. E și Consiliul Județean, este și primăria. Sunt și cei doi oameni de afaceri, Schweitzer și cu Iftimie. Se pare că au făcut, o combinație bună, o asociere bună între ei și funcționează.
Dar. Și cu toate acestea și acolo se micșorează contractele jucătorilor. Păi vedeți că s-au adaptat la economia de piață. Puneți în asta între 5 și 20% din profit. Ce poți să dai? Că asta îți permite legea. Cum poți să mă duc să sponsorizez o echipă? Dacă eu am numai procentul ăsta, de unde să dau banii? Da. Și legislația. Legile nu ajută. Acum să privim altfel situația. În sfârșit avem un nou parlament, nu? Să zicem că da. Din 4 în 4 ani avem un nou început. Ăsta poate fi unul. Dacă ne aude cineva, poate dă o lege, poate face ceva, poate face un proiect. Da. În așa fel încât lucrurile să se schimbe puțin. Păi legea asta a sponsorizării este ținută acolo la SERTA și e întoarsă toate părțile. Și nu pornește, rămâne tot aia veche pe care nu ajută sportul. Deci ea, în forma în care este dată, nu ajută. Vă dați seama, e între 5 și 20% din profit. Câte firme au profit la noi? Sau câte firme își declară profitul? Asta e mai bine pus întrebarea în felul ăsta. Păi. În felul ăsta e mai bine pus întrebarea. Pe acte. Dacă nu ai profit, poți să dai? E cam greu. Dacă nu ai profit? Da. Într-adevăr, e cam greu. Deci trebuie să fie o altă formă. Nu știu, nu mă pricep. Dar am înțeles că s-a lucrat la ea, este gata, este pregătită, dar nu... Nu vrea să sară de nicăieri. Nu are curaj. Nu vrea să sară. Sunt convins că nu convine guvernului. Vă dați seama că rămân fără finanțe. Nu e bine, nici așa, nici așa. Nu e bine. Nici nu mai știi cum e bine. Cu interesul... Nu. Ei vor să-și asigure cheltuielile în toate domeniile. Dacă vor veni la sport, probabil că nu au ei suficient să acopere celelalte cheltuieli sociale, știu, pensii și ce mai este. Dar culmea ironiei, își doresc performanță din sport și consideră sportul ca pe un ambasador care ne reprezintă oriunde în lume, cu care ar trebui să ne mândrim. Da. Deci nu trebuie să mai repet eu, să vede după Revoluție încoace că se diluează din ce în ce mai mult sportul nostru, scade calitatea, scade investițiile și datorită scăderii investițiilor o să ajungem în câțiva ani să ne dizolvăm cu totul. Să intrăm în faliment total. Pentru că nu găsești sursele de finanțare. De unde să le iei? De unde să le iei? Chiar vorbeam la una dintre conferințele de presă din acum vreo câteva luni în urmă cu președintele Florin Prunea și îi spuneam că mai puțin și ajunge din Liga 1 se transformă în Liga Insolvenței fotbalul românesc. Da, bă, nu ai de unde să iei. Cauți surse de finanțare și nu le găsești. Privatul nu are niciun interes, pentru că orice privat își vede interesul lui și după aia, dacă vrea și imagine, se bagă în sport. Mai zis, la Becali e o mare... Ar trebui să le cumpere el pe toate. Nu, el e... Bine, brandul Steaua e... Asta îi aduce, eu știu, cred că se autofinanțează, cred că e singura echipă care scoate bani din, eu știu, din numele ei și e recunoscută. Ați văzut că au vândut jucători cu 9 milioane de euro, să vinzi pe Stanciu cu 9 milioane de euro înseamnă că... Mie, oricum, sumele astea mi se par ușor umflate, așa... La nivelul global al planetei, nu la nivelul, neapărat la nivelul României. Adică s-a ajuns așa la niște sume colosale, da, care se vehiculează. E cel mai mare transfer, nu? Al României, nu? Suma cea mai mare. Problema e dacă se justifică banii ăștia sau nu. Păi atâta timp cât au dat banii pe el.
Bine, având în vedere că Politehnica tot a donat jucători în loc să-i vândă, măcar știți ei... Știți cum e, atât timp cât îi iei liber de contract. E liber de contract. Da, aici e o problemă la nivelul managementului echipei, din punctul meu de vedere. Ar trebui să faci cumva în așa fel încât acel jucător să nu devină liber de contract, să îl păstrezi până în momentul în care poți să scoți și niște bani din el. Să-l promovezi cum trebuie și să, în momentul în care ai ofertă pe el, du-te ca să poți să-ți asiguri jetul. Da, din păcate trebuie să oprim discuția aici, pentru că timpul nostru a expirat, dar eu sper să o continuăm și în 2017, de ce nu? Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc la fel și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să revin de câte ori o să mă invitați. Și vedem în 2017 ce noutăți avem pentru sportul ieșean. Eu zic că ar trebui să luăm așa, să fie un moment zero și să pornim pe alte, nu știu, principii, să fie o vizibilitate mult mai mare și o promovare mult mai intensă. Vă mulțumim mult, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați stat încă o oră alături în această după-amiază. Vă doresc sărbători fericite pentru că emisiunea Contraatac intră puțin în vacanță, ne revedem în ianuarie. Să dea bunul Dumnezeu să începeți anul cu dreptul și să aveți parte numai de sănătate, bucurii și dorințe împlinite. Sunt Laura Hulubei și vă dau întâlnire la o nouă emisiune Contraatac în ianuarie. Până atunci, rămâneți cu Iași TV Live! We'll be right back.